incapabile să facă față rezultatului, un val mare de cereri de plată, instituțiile financiare gigantice s-au văzut nevoite să ceară guvernelor ajutoare în bani cu valori astronomice. Chiar și acum, nota de plată globală continuă să crească și este posibil să depășească 12.000 de miliarde de euro. Cum era de așteptat, atenția tuturor s-a axat pe prevenirea unei catastrofe similare. Recent, s-a lansat principala măsură de împiedicare a unor eventuale alte crize. Cunoscută ca Basel III, după Organizația Bancară Elvețiană care a conceput-o, inițiativa constă într-un set de reguli monetare convenite internațional, în scopul de a împiedica băncile să ajungă în poziția de a avea nevoie de salvare. Basel III obligă băncile să posede suficiente fonduri cât să facă față unor crize viitoare, antrenate de tranzacții proaste. Băncile și alte instituții financiare au construit afaceri de miliarde în temeiul eronat al estimării riscurilor potențiale implicate de debitorii cu ipoteci fără acoperire sau firme care falimentează înainte de a-și plăti datoriile. Cunoscutele agenții de rating au oferit calificative care s-au dovedit a fi de multe ori prea optimiste. La numai câteva zile după anunțul băncii Paribas, un manager principal al băncii americane Goldman Sachs a declarat că fondurile lor au fost afectate de riscuri care, după calculele băncii, n-ar fi trebuit să apară în următorii 150 de ani. Și totuși, experții susțin că la baza crizei nu a stat un ghinion teribil, ci doar metodele inadecvate de calculare a riscurilor. Ei cred că este necesară o revizuire majoră a acestui aspect prin implementarea unei metode cu adevărat viabile în evaluarea amenințărilor extraordinare. O astfel de metodă există și se numește teoria valorilor extreme. La baza acesteia stă un adevăr important. Extremele chiar ne pot prinde nepregătiți. Poreclită și curba clopot, aceasta ne arată că evenimentele neobișnuite devin progresiv tot mai surprinzătoare pe măsură ce sunt tot mai extreme. Predicțiile făcute în această bază au fost confirmate de nenumărate ori în cele mai variate domenii, de la rezultatele jocurilor de cazinou, la valurile tsunami din Japonia, de la loviturile de stat din țări africane, la cutremure devastatoare din America de Sud. Totuși, matematicienii au avertizat că și această regulă, ca toate celelalte, are limitele sale. Primele indicii despre cât de importante pot fi implicațiile
au apărut în cursul anilor 20, când matematicieni francezi și britanici au arătat că evenimentele extreme își urmează propria lor distribuție specială, foarte diferită de curba normală. Ei au demonstrat atunci că există trei tipuri de bază, ulterior combinate într-o singură formulă, ecuația valorilor extreme generalizate. Date fiind aplicațiile sale extinse, formula valorilor extreme este mai complexă decât cea care guvernează curba Clopot. În curba Clopot, linia în cauză se subțiază rapid, ceea ce sugerează că riscul unor evenimente neobișnuite se diminuează și el. Deci lecția este clară. Oricine folosește curba normală pentru estimarea riscurilor de evenimente extreme va ajunge, foarte probabil, la concluzii nefiresc de optimiste, cu consecințe probabil catastrofale. Curba valorilor extreme este o parte importantă din necesarul în evaluarea realistă a riscurilor din zilele de astăzi. Ea evidențiază limitările curbei Clopot și cuprinde unelte științifice cu care putem descrie și înțelege evenimentele de probabilitate scăzută. În consecință, teoria valorilor extreme pare crucială pentru eforturile instituțiilor financiare de evitarea unor riscuri care le depășesc. Apeluri în favoarea utilizării acesteia s-au tot făcut de ceva vreme în frunte cu fostul șef al Rezervei Federale a Statelor Unite ale Americii, Alan Greenspan, care a solicitat introducerea ei pe scară mai largă încă de la jumătatea anilor 90. Atunci, de ce băncile nu au făcut mai multe eforturi pentru propria lor protecție înainte să le lovească criza? Gurile rele spun că băncilor le-a lipsit interesul, întrucât atunci când pariurile lor riscante au dat roade, ele au păstrat întregul profit, știind perfect că sunt prea bogați ca să falimenteze în caz că lucrurile mergeau prost. Specialiștii mai indulgenți sunt de părere că savanții angajați de unele bănci au fost pur și simplu vrăjiți de frumoasa teorie matematică. Temerile solid argumentate legate de viabilitatea setului de reguli ar putea determina revizuirea lor de către comitetul de la Basel. Dar tot nu se știe dacă acesta va cere utilizarea teoriei valorilor extreme. Nimeni nu susține însă dacă teoria valorilor extreme ar fi un panaceu pentru străvechea problemă a estimării riscurilor. Dar avem acum o multitudine de dovezi că este mult mai bună decât metodele care se bazează pe distribuția normală.